Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța anunță că numărul pacienților COVID este în scădere și cu acest prilej solicită Ministerului Sănătății deschiderea spitalelor și pentru pacienții non-COVID. Astfel, spitalele vor funcționa în regim mixt, cu respectarea tuturor măsurilor împotriva răspândirii virusului. Din cauza numărului mare de infectări cu SARS-CoV-2, spitalele au funcționat cu restricții în ultimul an. Acest lucru i-a afectat pe pacienții care suferă de alte boli și care au necesitat intervenții chirurgicale și tratamente pentru boli autoimune. Cât așteptați pentru o programare? La cât timp? Câteva zile. Poate chiar 2-3 săptămâni, o lună, depinde. O parte dintre constanțeni au apelat la serviciile spitalelor private în tot acest timp. Încercăm pe cât posibil să rezolvăm prin alte modalități, în alte centre și așa mai departe. Este și cazul constanțeanului Diacostel, care la cei 66 de ani suferă de o boală autoimună cu care se luptă de câțiva ani. Anul pandemic i-a îngreunat și mai mult drumul până la doctor și accesul la tratament. Așteaptă chiar 3 săptămâni, iar uneori chiar și o lună pentru programare, iar pentru analizele medicale timpul parcă stă în loc. E mai greu, nu muncă, nu cu boala mai ales, cu operație. Cu... Credeți că ar trebui să se deschidă spitalele pentru toți pacienții și cu alte boli? Eu așa aș fi de părere că și așa sunt multe camere care sunt goale. Autoritățile fac demersuri pentru deschiderea spitalelor și pentru pacienții non-COVID și propun Ministerului Sănătății să transforme spitalele în mixte pentru toți cei care au nevoie de intervenții medicale. DSV Constanța a propus scoaterea din circuitul COVID a următoarelor spitale. Vorbim de Spitalul Municipal Mangalia, de Spitalul Militar și de secția exterioară de la Gigea Spitalului Județean Constanța. Propunerea vine ca urmare a scăderii numărului pacienților COVID, dar vine și în întâmpinarea pacienților cu alte patologii pentru ca aceștia să aibă acces la unitățile sanitare cât mai apropiate de zona lor de rezidență. Managerii spitalelor se organizează încă de săptămâna trecută și așteaptă ca autoritățile să anunțe o dată exact pentru ca pacienții să înceapă să-și facă programările. Încă suntem în faza de organizare, adică avem un număr de vreo 25 de pacienți încă internați confirmați COVID, dar i-am grupat pe un etaj al pavilionului principal ca să putem să nebulizăm, să dezinfectăm, să... Na, ne-am apucat un pic de curățenie, că dacă ne deschidem porțile pentru... Dar nu avem un termen exact. Potrivit prefecturii Constanța, 121 de paturi sunt disponibile în acest moment pentru pacienții COVID de la Spitalul Municipal din Mangalia. Dintre acestea, numai 25 sunt ocupate de pacienți confirmați cu noul coronavirus.